Festivalul Național Ion Drăgoi este un eveniment care și-a asigurat încă din 2000, anul în care a debutat, un loc special între manifestările artistice care își propun să valorifice și să promoveze folclorul autentic. Ediția din acest an se desfășoară la Teatrul Radu Beligan, având-o ca anfitrioană pe actrița Daniela Vrânceanu. Iată astăzi, în zi de solstițiu, când înfloresc sânziienele, Bacăul este încă o dată capitala cântecului popular românesc, reunind o seamă dintre cei mai îndrăgiți artiști interpreți ai folclorului muzical tradițional din diverse zone etnofolclorice. Organizatorii acestei manifestări sunt Ansamblu Folcloric Busuiocul, cu harnicul său director Petru Vlațe. Câteva numere din spectacolul de joi seară au fost susținute de Ansamblul Folcloric Busuiocul cu orchestra sa, grupul vocal Flori de Câmp, formația de dansuri și soliști instrumentiști Costel Babașa, Gheorghe Pascal, Mihai Gherghelaș, Constantin și Denis Gogan. Pe lângă promovarea artiștilor autentici, manifestarea mai are un obiectiv important care este legat de numele marelui artist Ion Drăgoi. Festivalul trebuie să ne amintească mereu că am avut șansa de a fi concitadini ca băcăuani cu celebrul violonist și să ne ajute ca, o dată pe an, să împrumutăm puțin din gloria lui. Festivalul poartă numele violonistului desăvârșit Ion Drăgoi, împlinindu-se astfel o datorie de onoare față de un mare interpret care s-a dăruit cu tensiune exemplară cântecului popular moldovenesc. Asemeni edițiilor anterioare, alături de îndrăgiții noștri invitați, vor evolua formații și interpreți băcăuani. Eu sunt Daniela Vrânceanu și trebuie să vă anunț, din păcate, că din motive de sănătate, doamna Mărioara Murărescu nu poate fi astăzi alături de noi. Noi dorim multă sănătate și așteptăm cu drag la Bacău. Festivalul se bucură de prezența unor soliști de notorietate, Laura Lavric și Cristina Gheorghiu din Iași, Nina Predescu și Olguța Berbec din Mehedinți, Mariana Ionescu din Dolj, Felicia Stoian și Maria Coman din Banat, Dumitru Zanfira din Gorj, Maria Iliuț din Chișinău. Actuala ediție aduce în scenă și numeroși interpreți băcăuani, între care Georgiana Păduraru, Ionuț Avram, Alin Popa, Alexandra Ștefan, Oana Crețu, Florin Popa, Iulia Langu, Lăcrămioara Dârlea și Ana Maria Rebegea.